Potrivit informațiilor furnizate de Consiliul Județean Dâmbovița, sunt vizate lucrări constând în tratamente și îmbrăcăminți bituminoase, reparații asfaltice, plombări în zonele. Drumul județean 716 Priboiu Glodeni, refacere parapet la poduri și lărgire parte carosabilă în zona primărie Școala Glodeni. Deja 724 B Malucu Flor Pucheni, apărare mal drept, montare cămine evacuare. Modernizare drumul județean cu reciclare în situ și îmbrăcăminți asfaltice. Deja 720 Moreni, limită județ Prahova. Deja 720 doi Săvești Boteni, Cunțești, deja 711 a Comuna Lungulețu Sațărdanu. Ranforțare și modernizare, deja 701, deja 401 a, deja 711 a, pe traseul Dobra, Crivățu, Braniște, Aditu, Sălcuța, Odobeș, Potlogi, Corbii Mari, la intersecția cu DN71 București-Târgoviște. Deja 712 Colanu, Văcărești, Piercinari, Gurașuții, Produlești, reparații asfaltice. Pod de drumul comunal 31, Bilcerești, Finta, suprastructură pod, pod peste râul Argeș la Ungureni. Deja 57 Gurașuții, reabilitare. Deja 121 Voinești, DN72A, Manga, deja 712, reabilitare și modernizare prin asfaltare. Având în vedere lucrările tare și clare în situ ce se vor efectua pe deja 720 pe acest sector de drum, circulația se va desfășura alternativ pe câte un sens, fiind semnalizate corespunzător. În rest, pe niciunul din trasee, circulația rutieră nu va fi restricționată și nici oprită. Direcția tehnică și managementul serviciilor publice a Consiliului Județean Dâmbovița recomandând însă conducătorilor de autovehicule atenție sporite și reducerea vitezei pe aceste rute, îndeosebi în cazul obiectivelor unde sunt în execuție tratamente bituminoase.